Usturoiul se strică în timpul păstrării, în mare parte datorită condițiilor de depozitare. Odată ce usturoiul începe să se deterioreze, va începe să mugurească și să devină amar. În primul rând, când începem să sortăm usturoiul pentru iarnă, trebuie aleși cu înțelepciune, căutăm doar capete întregi, cu coaja strânsă și căței tari. Evităm orice se simte moale, orice căpățână care nu are coajă. Usturoiul cu nuanțe de violet este cel mai indicat pentru păstrarea lui peste iarnă sau timp îndelungat. Usturoiul violet are o tulpină lemnoasă care trece prin centrul capului. Usturoiul alb nu are această tulpină și este mult mai sensibil. Pentru a-l depozita și a rezista cât mai mult timp, se păstrează la temperatura camerei. Se păstrează capetele întregi de usturoi într-un loc răcoros și uscat, într-o pungă sau un vas cu flux bun de aer, cum ar fi o pungă de plasă sau un coș țesut lejer. Se păstrează în cămară sau într-un coș pe teșghea ferit de soare, căci lumina, pe de altă parte și umiditatea, sunt cei mai mari dușmani ai usturoiului, deoarece ambele provoacă creșterea mucegaiului. Usturoiul se păstrează la temperatura camerei într-un loc uscat și întunecat cu multă circulație a aerului. Nu puneți usturoiul într-un recipient termetic, căci va începe să putrezească. Nici pungile de plastic nu sunt bune, vor prinde umezeală, ceea ce face ca usturoiul să putrezească și să încolțească mai repede. Dacă doriți să-l păstrați în pungi, alegeți o pungă de plasă sau ambalaje de hârtie. Dacă este depozitat corespunzător, usturoiul ține până la 6 luni. Căței întregi curățați de coajă pot fi ținuți la frigider timp de 7 zile.